dar fiecare locatar e mândru că gestionează o criză de proprietar. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Viața la Bloc. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră vă întrebați de ce cei de la Asociația de Proprietari vă mai cer bani pentru constituirea fondului de reparații. Vă întrebați cu siguranță ce se întâmplă cu acești bani și mai ales ce reparații se pot face cu banii din acest fond. Mai există și altfel de întrebări, pentru că proprietarii cu siguranță și le pun. În ce conturi ajung acești bani și ce dobânzi poartă ei? Aceasta este discuția noastră din această seară. Fondul de reparații și ce reparații putem să facem cu acești bani. Pentru aceste discuții am adus alături de mine reprezentantul unei asociații de proprietari și anume doamna Alina Ungureanu, administrator la asociația 24 Brazdă. Da, bună, bună seara. Seara și bine ați venit. Bine. De asemenea, l-am adus pe domnul Ion Pătrulescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Craiova. Bună seara și bine ați venit. Să rămâne, bine v-am găsit. Așa este, domnul Pătrulescu, că proprietarii mai întreabă în ce conturi ajung banii din fondul de reparații și ce dobânzi poartă acești bani? Da, dacă ne... E o întrebare frecventă și dacă ne gândim la materialele din media, e justificată, pentru că în unele asociații au fost evenimente neplăcute și oamenii și-au pus întrebări. Da, dar nu materialele din media au stat De acolo au luat la cunoștință, s-au informat și au aflat ce se poate întâmpla. Da, și au aflat ce se întâmplă prin unele asociații. De acolo s-au informat că nu prea ajung pe la adunările generale, pe la asociații nu prea se întrebe, li se pare că lucrurile merg bine și atunci nu se mai duc. Și se întâmplă un paradox, că tocmai unde s-au schimbat lucrurile și încep să meargă bine, acolo încep discuțiile, că până acum n-a fost așa, că acum de ce e așa? Uite, Asociația 1 Iug, de exemplu, un proprietar a cerut o expertiză pe care o plătește domnia sa, că îi se pare că s-au sporit cheltuielile. Păi nu s-au sporit cheltuielile, dar până acum nu erau repartizate penalitățile de la furnizori pe lista de plată și de-abia de când s-a schimbat administratorul, a intrat în legalitate și a început da, să repartizeze. Da, apare ceva în plus. Ca și cheltuială cu salariile e mai mică decât înainte, dar pe lista de plată apare mai mult pentru că apar și acele penalități și se pare nefiresc să fie așa. Da, și vom discuta pe parcurs și către final vreau să facem această comparație fond de reparații, fond de rulment, fond special, pentru că se întâmplă ca proprietarii, și am întâlnit și-o prin asociațiile de proprietari, să facă această, nu știu, greșeală, să confunde cele două fonduri. Și se întâmplă chiar și din partea reprezentanților asociațiilor de proprietari că le confundă în sensul că împrumută dintr-o parte în alta banii, adică banii de reparații mai sunt folosiți pentru plata unor facturi, ceea ce nu prea este corect. Dar fondul de reparații strict e prevăzut de lege și obligatoriu da, se asta voiam să vă întreb. Da, să este vă întreb prevăzut, ce spune legea da, legat prevăzut, de acest fond. Este prevăzut de lege și obligatoriu a se constitui la nivelul fiecarei asociații. În primul rând, chiar și dacă este o clădire nouă pentru reparațiile accidentare care pot să apară. Și se întreabă, doamne, dar lasă că dăm banii atunci. Vedem noi când se face reparația. Dacă este un bloc nou construit de câțiva ani sau? Da, dar se întâmplă să se rupă o conductă, se întâmplă să nu fi fost prins bine ceva de la construcție, să desfacă un colier, da, să se facă o inundație, să se blocheze un robinet. Și dumneavoastră spun, doamne, lăsați că dăm banii atunci. Păi nu, că legiuitorul a pus problema că e obligatoriu să se constituie fond de reparații pentru că în cazul unei defecțiuni pentru o intervenție de urgență, având în vedere anul în care ne aflăm și că nimeni nu mai muncește pe un contract mai vechi sau pe rugăminte sau pe prietenie, toată lumea muncește pe bani, atunci în momentul în care chemăm o firmă să ne facă o reparație urgentă, trebuie să avem și banii să plătim. Și există posibilitatea ca în fondul de reparații, dacă nu e constituit, să nu facem reparația și pierderea să fie mult mai mare, să zicem că e o conductă de apă rece, pierderea să fie mai mare, să nu se poată rezolva. Și locatarii să fie ținuți o perioadă mai mare fără apă. Să beneficieze de apă rece. Există posibilitatea că dacă ar fi să strângem banii atunci pentru reparație, să nu fie toți proprietarii acasă, chiar dacă stă acasă, spună că la ora asta nu am bani. Și atunci legiuitorul a gândit foarte bine și a spus să se constituie acest fond de reparații
și dimensionarea lui să fie raportată la structura clădirii, anul construcției și evenimentele care au avut loc în anul anterior, ca să știe, să facă un calcul de perspectivă, să știe cam la cât să dimensioneze acest fond de reparații. Fondul de reparații se constituie și nu se ține în asociație, nu se folosește în locul fondului de rulment, nu se achită facturi cu el, nu se face nimic altceva decât este indicat a se ține în bancă pentru a fi producător de dobânzi. Deci ceva cu banca și cu conturile este. Și cu dobânzile, da. Era. Ca și recomandare ar fi, dacă o asociație, să zicem că respectă pașii legali, constituie fond de reparații și îl strânge la o dimensiune corespunzătoare, este bine să nu ține acești bani pe un singur depozit. E bine să țin în 2-3 depozite. Eu am recomandat să fie de 5.000 de lei un depozit, pentru că atunci când avem nevoie să folosim un depozit de 5.000 de lei la care să umblăm, să-l completăm, iar restul, pentru că nu avem intervenții maxime, să stea și să folosim și să stea să producă, să stea să-și producă dobânzile acolo. Iar să avem unul dintre depozite pe care să-l folosim. Luăm de acolo, completăm, pentru că fondul de reparații se consumă cu condiția de a se reîntregi prin evidențierea lui pe lista de plată și încasarea luna următoare, lunii următoare. Nu trebuie să le spuneți pe toate așa dintr-o dată. Dar, domnul Păturescu, ce fac asociațiile cu dobânzile astea? Păi, dobânda nu este foarte mare. Și atunci, dacă se obține o dobândă, aceasta se evidențiază în balanța de venituri și cheltuieli. Și dacă mâine avem de cumpărat, să zicem, chitanțiere, material de curățenie, se ajunge situația ca să nu se mai pune pe lista de plată. Se face un proces verbal în ședința de comitet și spune, pentru că la extrasul de cont care s-a luat de la bancă pe fond de reparații am constatat că avem suma constituită de, luăm hotărârea și emitem decizia ca acești bani să fie retrași și folosiți pentru. Să se cumpere, așa cum am spus anterior, diverse. Deci nu este obligatoriu ca aceste dobânzi de la acești bani care constituie fondul de reparații să meargă tot la reparații. Aici nu mai avem această obligativitate. Îi putem lua de acolo și putem folosi și în alte scopuri. Da. La fiecare proprietar, dacă e să facem strict, se evidențiază la fiecare sfârșit de an când se ia extrasul de cont și se constată că sunt pe fișa de registru de evidență a fondului de reparații la fiecare proprietar, este suma pe care a depus-o inițial. După care, la sfârșitul anului, se repartizează și acea dobândă care a fost cumulată acolo. Dar se poate lua hotărârea ca să nu se mai cheltuie bani pentru anumite cheltuieli administrative, să nu se mai ceră, să nu se mai perceapă de la proprietar pe lista de plată a lunii viitoare ca și cheltuială, să se ia hotărârea la un moment dat, ca și acești bani, dobânda produsă aici și acele rotunjiri care se practică prin programul de calculator ca să nu mai fie cu atâtea decimale și să, programul e făcut de așa manieră încât să facă rotunjirile fără să păgubească pe nimeni ce e sub 0,5 să întregească în jos, ce e peste 0,5 să întregească în sus, și atunci dacă acele mici diferențe rămân și se pot folosi de această manieră. Nu se mai repartizează într-o lună respectivă la niște cumpărături pe lista de cheltuieli ca și obligația proprietarului, se consumă de acolo. Se consumă de acolo. Dar se mai poate lua și o cafea, se mai poate plăti și un taxi, se mai pot face multe. Asta e o altă discuție. Este o altă discuție și este adevărat. Și se întâmplă. Dar mai sunt încă asociații care mai fac. De unde au dispărut banii cu totul, aceste dobânzi. Da. Haideți să o întreb pe doamna Ungureanu dacă la asociația dumneavoastră aveți constituit acest fond de reparații. Într-adevăr, se hotărăște în fiecare adunare generală la începutul anului dacă se strânge acest fond sau nu. A fost o perioadă foarte scurtă de timp în care nu s-au mai strâns acești bani pentru că nu mai era nevoie de reparații. Proprietarii considerau că într-adevăr au totul pus la punct, însă se constituie în acel buget de venituri și cheltuieli anual. Îl reținem. Și, de exemplu, în această adunare generală din 2015, nu ați discutat despre constituirea fondului de reparații? Am discutat și proprietarii au hotărât să îl reținem. Suma este o sumă de 5 lei pe apartament sau pe persoană? Pe apartament. Pe apartament. Da. Deci, eu înțeleg așa că constituirea acestui fond se stabilește în adunarea generală. Exact. Da. Este legală, obligatorie această constituire, dar dacă proprietarii nu vor? Dacă spuneți noastră? Da, articolul 17 din norme pune între atribuțiile Comitetului Executiv și acest aspect de dimensionare, că este prevăzut de lege
clar să se constituie fond de reparații. Dar dimensionarea lui și modul în care aceasta se constituie rămâne la latitudinea Comitetului Executiv, iar unele asociații merg până acolo încât a pune în discuție adunării generale. La adunarea generală întotdeauna se creează probleme că dăm banii noi, că la noi nu s-a stricat nimic, că s-a stricat luna trecută ceva și am strâns banii și am reparat, dar legiuitorul a spus că trebuie constituit. Dacă reprezentanții primăriei de la compartimentul specializat merg în control și găsesc o asociație care nu a constituit fondul de reparații pentru că e prevăzut în lege, își pot permite să aplice legea, în sensul că adică pot amenda. Da, pot să amendeze. Da, de proprietate. Sigur, să aplice amendă contravențională pentru nerespectarea prevederilor legale. Dar, de exemplu, am constituit în asociație anul trecut fondul de reparații. Să spunem că toate blocurile din asociație sunt în stare perfectă, nu am avut nevoie să folosesc acești bani. Poate că anul acesta proprietarii sunt îndreptățiți, să spunem, nu mai dăm acești bani. Dar dacă l-am constituit anul trecut, nu l-am restituit la sfârșitul anului și nici nu l-am folosit, rămâne valabil să-l folosim acest an și nu mai constituim alt fond de reparații și nu mai luăm o hotărâre, că dacă nu luăm, nu avem ce să aplicăm, deci rămâne... Deci, dumneavoastră spuneți că putem să-l și restituim? Fondul de rulment... Fondul de reparații. Vreau să fac o comparație. Fondul de rulment se dă înapoi proprietarului care vinde apartamentul și pleacă. Da. Fondul de reparații este un fond constituit pe durată limitată și... La sfârșitul anului, dacă se constată că nu s-a folosit, Comitetul Executiv hotărăște sau așteaptă adunarea generală să hotărească. Dacă să-l restituie proprietarilor sau dacă să rămână pentru anul viitor pentru a fi folosit. Regula este ca să nu se restituie proprietarilor. De ce? Pentru a nu se emite chitanțe, în plus, adică restitui banii, fac extragere de la bancă, restitui banii și urmează ca de anul viitor să-l constitui. Să iau de la început să aplic prevederea legală să-l constitui. Sunt unii proprietari care insistă pe acest aspect și spun, da, dar mie mi-e restituit că nu s-a consumat anul trecut și te țineți banii acolo. Da, dar banii n-au stat în sediu, n-au stat în casă, au stat la bancă, dobânda aceea care au produs-o. Aia nu e mai mare, nu se... Asociația este nu profit și varianta banca. Că sunt asociații care folosesc acești bani, plătesc, nu știu, facturile, plătesc facturile, fac totul altceva, deși nu este normal. Nu este legal de niciun fel, dar sunt, ce doamne, l-avem acolo, toți noi rulăm banii. Nu e bine că vine un proprietar care a citit legea cu atenție, mai e prieten cu un avocat și spune, doamne, dacă eu ți-am pus fond de reparație acolo și nu mi-ai folosit, vreau să știu ce dobândă am la ei. Că aștepta să mai crească și 2-3 ani dacă... E posibil să ceară și dobânda la acești bani. E posibil. Am văzut cereri în asociații în care proprietarul spunea am chitanțele, chitanța 1, 2, 3, câte le avea, mi-ați încasat atât și vreau să știu și eu că de 3 ani v-am întrebat care e dobânda la acești bani. Da. Doamna Ungureanu, atunci când proprietarii vin să plătească fondul de reparații, da, li se taie chitanță? Unde se evidențiază, nu știu, în ce registru se există ține un evidența acestor fonduri? Există un registru special al fondului de reparații și un registru special al fondului de rulment. Chitanța specială care se dă separat pe fondul de rulment se trece în registrul fondului de rulment, iar... suma fondului de reparații la noi este pe aceeași chitanță cu suma întreținerii, dar este defalcat. Scrie suma de reparații cât cuprinde și suma întreținerii cât cuprinde. Da. Este corect așa, domnul Pătrulescu, sau trebuie să tăiem chitanță separată și pentru fondul de reparații? Fondul de rulment trebuie neapărat chitanță separată. Unele asociații mai practică și pentru fondul de reparații chitanță separată, evidențiul distinct. Altele au făcut încă un pas implementând program de calculator care atunci când eliberează chitanța cuprinde toate elementele ce reprezintă suma defalcat pe cote lunare, penalități, fonduri de rulment, fonduri de reparații, pentru ce perioadă s-a achitat. Sunt asociații care așa lucrează așa și emit chitanțe prin imprimantă, nu mai cumpără chitanțiere, da, pe program special. Da, și acolo se trece, da, acolo suma X pentru întreținere, suma Y pentru fondul de reparație. Și întreținerea pentru ce perioadă, distinct, este evidențiată perfect, nu se mai poate scrie, nu știu ce, că sunt asociații care scriu achitat din restanță, achitat întreținere restantă. Ori nu putem poziționa în timp și dacă ajungem la instanța de judecată, ne întreabă pe cum s-a făcut imputația plății, că ați încasat niște bani, dar omul ăsta știe pentru ce a plătit. Și mai sunt încă asociații care nu evidențiază distinct acest lucru. Adică trec întreaga sumă, 500 la, general, la întreținere, 200 nimic, la... Nimic, da. 500 întreținere restantă, punct. Nu e bine. E obligatoriu să se facă așa numită imputație a plății, în sensul că pe chitanță să se evidențieze și proprietarul să știe. Mai e o practică în unele asociații și este foarte bună, ca în momentul în care a plătit, îi scrie ce a plătit, iar pe versul chitanței rămas de plată la data de atât.
diferență. Și, da, atât și, din întreținere, cât și din fondul da, de exact ce are în evidență acolo. Că da. Poate, nu vine să achite să pună pe zero. Vine și achită cât poate. 200, 300, cât au fiecare. Și atunci, pe chitanță, și mai e iarăși un element de control. Proprietarul știe, doamne, data trecută mi-a mai rămas atâta de plată. S-a afișat pe luna asta întreținerea și cu atât am dar atâta de plată. Poate, să plătesc, poate verifica oricând și știe cât poate să plătească la asociație. Doamne Ungureanu, știm că la întârziere, atunci când întârziem să ne plătim întreținerea, riscăm penalități. Același lucru se întâmplă și cu acest fond de reparații, dacă eu nu vin să-mi plătesc. Exact, același lucru se întâmplă și cu acest fond de reparații, deoarece și el este cuprins pe această listă de plată a cheltuielilor lunare. Adică și el poartă penalități. Exact, generează la rândul lui penalități. Dar și cum, fondul da? De rulment. Da, și fondul de rulment. Dar dacă eu sunt rău platnic, nu îmi plătesc nici întreținerea, când mai vin să plătesc și fondul de reparații? Păi atunci când veniți, dumneavoastră vi se calculează întreținerea, fondul de reparații și de rulment la zi și la finalul acestora se calculează și penalitățile. De exemplu, vin cu 1000 de lei. Dar eu vreau să plătesc numai întreținerea. Dumneavoastră îmi opriți din această 1000 de lei și fond exact. De reparații și se calculează debitul restant pentru fiecare lună în parte și puteți rămâne cu o restanță din ultima lună, să zicem. Sau dacă ați venit cu prea mulți bani, se generează un avans și intrați în plus pe luna viitoare. Adică ce să plătesc în avans? Fondul de reparații, reparații și fondul de rulment, că tot exact, am făcut vorbire de el. Și la întreținere? Exact, da. Este corect, domnul Pătrulescu, să facem și așa, să plătim un avans? Articolul, nu am văzut de când sunt eu și mă ocup de problema asta, decât două cazuri în care s-a făcut plății în avans. Da, într-adevăr, sunt foarte puține, da, dar există greu. Această posibilitate în program. Sigur, sigur, da. Începând cu octombrie 2011, de când a intrat în vigoare nou cod civil, articolul 1507 spune debitorul poate face imputația plății. Ce înseamnă? Că așa cum ați propus dumneavoastră anterior, mă duc la asociație cu 1000 de lei și spun vreau să plătesc. Da. Dacă eu insist să plătesc și spun ce, luna X, luna Y, sau vreau să plătesc mai cote lunare, sau vreau să plătesc mai penalități, sau vreau să plătesc ce vreau să plătesc, condiționez încasarea banilor, descrierea pe chitanță, ceea ce am cerut să se evidențieze. Adică debitorul are acest drept de a face imputația plății, în sensul că să-i se taie chitanță pe ce a spus că plătește. Acum, discuție care este de prin decembrie încoace cu asociațiile, pentru că sunt asociații care practică acest sistem propriu de penalități, au constatat proprietarii că ar fi prea mare, au fost reclamații, dar e legal, s-a constatat că e legală 0,2, aplicarea penalității de 0,2%. Pe lângă cele ale furnizorilor. Da, exact. Se pot. Da, și acolo e o discuție că chiar și instanțe de judecată sunt complete care nu acceptă cele două firme de penalități, deși legal este că unele sunt contractuale și unele sunt proprii ale asociației. Și să revin la ideea cu imputația plății și cu luna decembrie, în care spuneam că sunt proprietari care vin și insistă, sfătuiți de avocați, de rude, de prieteni, de cunoștințe sau citind legea, că dacă am de plată 112.300, da. dintre care 8.000, să zicem, 8.000 de lei cote lunare și 4.300 penalități. Fac un efort și spun vreau să plătesc și 8.000 de lei. La asociație se spune nu, luăm în ordinea vechimii și plătești și din până stingem anumite luni. Dar firesc așa este să se ia în ordinea vechimii. Pe legea gestionarului care este anterioară noului cod civil era așa. A venit legea 230 care ținea de acest aspect. Dar acum proprietarul are dreptul să facă imputația plății și spune și e benefic pentru el și e și logic și rațional și i-a pus și capac, este și legal. Păi am 12.300 de plată. Da. Fac un efort și plătesc 1.000 sau poate n-am chiar 1.000, 7.000, 6.000, dar plătesc numai din cotele lunare, soldul meu restant se diminuează, luna viitoare asociația nu va mai calcula penalități la 1.000 de lei, ci la 1.000 de lei s-a luat 0 lei. Adică dacă am ajuns să plătesc 1.000 de lei, nu va mai calcula penalități deloc. Și atunci penalitățile mele se blochează ca și valoare la valoare de 4.300 luna viitoare. Adică am plătit numai întreținerea, da. Fără penalități. Da. Plătind întreținerea fără penalități, luna viitoare, programul de calculator nu mai mi-adaugă penalități, că nu mai are un sold restant. N-are unde să mai mi-adauge. Și atunci, luna viitoare, la mine apare luna în curs, cât am acolo, 230 de lei, da. Plus penalități 4.300. Și eu plătesc 230 și încep să plătesc din penalități. Înșalunat.
și urmăresc lună de lună să nu mai rămân cu restanță și plătind lună de lună cotele lunare și segment din penalități, ajung la un moment dat să sting aceste penalități. Da. Haideți să ne oprim, să luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția noastră despre acest fond de reparații și ce putem să facem noi cu banii astfel constituiți. Alimentează la stația Mina Interserv, partener Rompetrol din strada Râului numărul 399 sau Bulevardul Dacia numărul 99. Loialitatea se răsplătește. Prima vizită la noi îți aduce loyalty cardul Mina Partener Rompetrol. Câștigă cu el 10 de premii consistente și garantate. Mina Interserv, singura stație din Oltenia ce are la pompă AdBlue, îți oferă pe lângă calitatea carburantului Rompetrol și servicii excelente la spălătoriile auto și de rufe cu fise. Atenție! Chiar dacă Bulevardul Râul este în lucru, accesul la Mina Interserv este asigurat. Te-am obișnuit cu cea mai bună calitate, cu cele mai bune prețuri. Acum îți oferim și cel mai plăcut mod de a-ți petrece timpul când mașina ți este spălată. La Jetcar găsești o spălătorie dotată cu 3 boxe de spălare. Poftiți cheie, mașina dumneavoastră este gata. Un serviciu profesionist și servicii de vulcanizare, iar acum primești mai mult. Am deschis cel mai nou și modern bar chiar în incinta locației. Vino să te convingi, doar 18 lei spălat interior-exterior și o ofertă diversificată de produse în bar. Ne găsești pe Bulevardul Nicolae Romanescu, numărul 82. Promobila, de la proiect la realitate. Produce mobilier atât în serie cât și la comandă. Dormitoare, sufragerii, camere de tineret, living-uri, bucătării, mobilier hotelier, mobilier de birou, holuri, colțare. Echipa de profesioniști Promobila concepe un mobilier modern. Suntem mereu cu un pas înaintea dorințelor clienților. Alege-ne pe noi pentru a-ți transforma căminul într-un colț de vis. Promobila iubește casa ta! Centrul comercial Oltenia Supi. Tot ce trebuie într-un singur loc. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi cele mai avantajoase oferte și cele mai variate produse. Scapă de timpul pierdut pe drumuri. Toate lucrurile de pe lista de cumpărături le găsești aici, la cele mai bune prețuri. Peste 1300 de spații de expunere și piața Angro, parcare proprie de 70.000 de metri pătrați. Cea mai mare varietate de produse, îmbrăcăminte, învelțăminte, electrice și electrocasnice, obiecte sanitare și amenajări interioare. Prețuri fără concurență. Centrul comercial Oltenia Supi. Nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Revenit, continuăm discuția noastră despre fondul de reparații, ce pot face asociațiile de proprietari cu acești bani, ce reparații se fac. Domnul Pătrulescu, voiam să vă întreb, că doamna Ungureanu ne-a spus că la dumnealor la asociație este de 5 lei fondul de reparații pe apartament. Da, da. Există un minim și un maxim? Legea prevede sau lasă la latitudinea reprezentanților asociației sau discuțiile acolo în adunare cu proprietarii? Dacă există un comitet executiv care se implică, conform prevederilor legale, în activitatea din asociație, acesta poate veni și centraliza pe anul trecut și spune anul trecut am cheltuit atâția bani cu reparațiile. Mai avem în cont suma X care este sub suma cheltuită de anul trecut. Ar fi bine să o completăm pentru a avea banii constituiți ca și sumă, că atunci când avem o reparație de urgență, să avem de unde cheltui. Și e bine să-i avem puși la cec, ca oricând să putem lua să folosim de acolo.
acum sunt situații și situații. Prima variantă este cu situații de urgență. Când apare o defecțiune majoră, s-a întâmplat la noi în asociație, s-a blocat din vina unui proprietar care are aruncat ce nu trebuia să arunce și s-a înfundat coloana și exista riscul să refuleze la parter. Au auzit proprietarii, au alarmat și atunci singura variantă care era ca și măsură de urgență s-a dus în subsol și la ieșirea din bloc a dat cu un ciocan și a spart conducta ca să se inunde subsolul decât să se inunde apartamentul. E o măsură strict obligatorie. Acum, legea spune și hotărârea Consiliului Local 363 din 2013 că banii nu se cheltuiesc așa, de a fi și de cum, și trebuie să știe mai mulți proprietari, trebuie să se ia acordul acestora, să se caute firme adică care fac lucrare. Să ținem o ședință în momentul în care singur, noi... Exceptând situațiile de urgență, cum am spus aceasta, acolo s-a întâmplat așa, atunci de urgență chemăm o firmă care vin și desfundă coloana, unii care pot să înlocuiască coloana și atunci cheltuim banii cu o firmă cu care avem o colaborare mai veche și la care ne-am înțeles la preț să nu practice prețuri prea mari. Că s-a întâmplat la noi la asociație, într-o sâmbătă m-au sunat, eram la țară, că s-a întâmplat ce vă spuneam, în subsolul blocului, am sunat la, că aveam patru firme în telefon și am sunat și trei dintre ele mi-au cerut plată dublă pentru că nu e sâmbătă, ne pare rău. Vai. No. Și atunci am fost nevoit și să pun condiția celor de-al patrulea. Zic, uite, am o urgență. Rugăminte mare, am mai făcut lucrări împreună, dar ai prețuri cam priperate. Mi-aplici tarif dublu acum? Nu aplic, dar am și o rugăminte la rândul lui. Mă mai chemați și pe mine la una, două lucrări, că vin și eu acum când aveți noastră nevoie. Și sunt lucruri care se mai negociază. Când dar dacă noi avem instalatorii noștri, deja noi le plătim un salariu, le mai plătim ceva și pentru intervenția respectivă sau decât dacă este, la este părțile, necesar pentru materialele? Dacă care... intervenția respectivă este la părțile comune, face parte din fișa postului instalatorului respectiv și obligat să facă acea intervenție. Materialele se cumpără și se distribuie pe lista de plată pe criteriile legale. Dacă este de o intervenție... De ce se mai distribuie pe lista de plată? Pentru de reîntregire. Se cumpără din acești bani de reparații? Pentru reîntregirea fondului de reparații să-l avem acolo constituit ca oricând să ne putem folosi de el. Dar de urgență să avem bani să-i cheltuim și după aceea îl reîntregim. Întâlneam asta la o asociație din Brază, cred că la domnul Irimescu, care avea acest fond împărțit în două părți. Un fond special care era pentru aceste situații de urgență și fondul de reparații, fondul de bază, care era ținut pentru diverse reparații. Bine, asociația dumnealui este o situație cu totul specială. Da, da. E de multă vreme acolo și oamenii au fost gospodari și au aplicat legea de fiecare dată și nu au fost niciun fel de probleme și sunt cu facturile la zi, nu au penalități. Da. E altceva. Doamna Ungureanu, la ce putem folosi fondul de reparații? La ce reparații îl putem folosi? Îl putem folosi la reparații ale proprietății comune, cum ar fi schimbările coloanelor la subsol, reparații la acoperiș, reparații pe casa scării, reparații generale pentru proprietatea comună. La învelopare îl putem folosi? Dacă este îndeajuns, bineînțeles că se poate folosi, pentru că este tot proprietate comună și fațada, fațada exact. Blocului. De ce nu sunteți de acord, domnul Pătrulescu? Fondul de reparații, dacă e să o luăm așa, să cotim fond de reparații restrâns pentru intervenții și fond de reparații special constituit pentru o lucrare. Că fondul de reparații constituit este mic. O lucrare mai amplă presupune altceva. Presupune un referat de necesitate formulat de către un proprietar 2, 3, 5, pus în discuție, luat acceptul majorității, că spuneam cum se cheltuiește. Jumătate adică, plus aceste reparații pot fi cerute atât de către proprietar, dar pot să vină și din inițiativa reprezentanților asociației de proprietari. Pot să vină, dar dacă dumnealor merg pe teren, care un articol legea care spune Comitetul Executiv urmărește comportarea în timp a clădirii și ia măsuri pentru readucerea în situația anterioară acolo unde s-au produs evenimente. Și atunci, dacă un comitet executiv urmărește, e bine 1% să facă aceste propuneri, dar 99% e bine să facă proprietarii. Pentru că după aceea există, a venit, ne cer banii, iar vor să ne ia banii. Există această poziție, atitudine și proprietarii vin și se zicează, la noi asta. Uite, noi ne chinuim să zugrăvim o casă a scării și nu reușim să facem decât la parter. Pentru că mai departe nu vor să mai dea bani. Și de acolo la intrare să avem că ne urcăm în lift. Asta e. Dar se întâmplă că nu știu, un fond de rulment să fie constituit așa ad hoc, pentru că am văzut că se întâmplă, vor să facă acoperișul și strâng banii din ușă în ușă. Da.
strâng bani din mușănuș acolo unde nu se gândește legal. De ce? Au fost situații în care au făcut cu banii strânși din ușă-nușă, nu au avut un contract, lucrarea a fost făcută de mântuială, nu au acordat garanție și după, la o hidroizolație 10, după 2 ani a început să plouă. Păi o hidroizolație 10-12 ani cu două straturi de carton obișnuit, iar dacă se folosesc materia de calitate superioară care se mai scumpe, durata garanției este mai mare. Și ce folos? Că au cheltuit niște bani. Garanție, da? Da. Au cheltuit niște bani și au făcut lucrarea de acoperiș și când se bucure că au acoperiș, peste 2 ani au constatat că nu mai au, nu pot să cheme constructorul a-și remedia defecțiunea apărută în exploatare pentru că nu au acordat garanție și nu au avut cu cine să facă această lucrare și nu e recomandat. Există și riscul să se facă lucrarea că s-a întâmplat. Bine, sunt și tot felul de firme pe piață an, pentru da, că care după un an se desfințează. Două după care au dispărut da. Și nu mai nici la cine să cer garanție nici da, și, sau chiar are. Dacă ai această garanție. Doamna Ungureanu, ați făcut recent sau nu știu, în anii trecuți reparații în asociația dumneavoastră, ați folosit fondul de reparații? Îl facem de fiecare dată când proprietarii consideră că este nevoie de reparații în cadrul fiecărui bloc. Și ce se restituie. Ați făcut ultima dată, de exemplu? Păi, sau, de exemplu, la blocul 1 s-a schimbat în totalitate acoperișul, burlanele, scurgerile. Aveți garanție de la firma? Da, este o garanție de 5 ani la acest acoperiș. Altceva? Pe la conductele din subsol? La subsol, acest bloc este aproape nou, să zicem așa, pentru că au schimbat anul trecut țevile de căldură, le-au înlocuit. Anul acesta vor să înlocuiască la subsol după această reparație a acoperișului, dar la fel, trebuie să reîntregească acest fond al reparațiilor și apoi urmează să schimbe și la subsol coloanele. Dar cum se procedează? Se folosesc decât banii de pe scara respectivă din blocul respectiv sau pot să iau și bani de la celelalte blocuri ca să mai fac? Poate nu mi-ajung. Și vreți să spuneți dumneavoastră? Da, acei bani da. Sunt banii proprietarilor, sunt evidențiați într-un registru și sunt acolo, ai proprietarilor. Nu este, din punct de vedere legal, indicat să se folosească la o altă scară. Dar dacă asociația constat că este o problemă de urgență și că trebuie rezolvată la o altă scară, pentru că întârzierea în strângerea banilor ar duce la o pagubă mai mare, se poate face printr-o ședință de comitet un împrumut, pentru că avem la bază acordul de asociere definiția asociației de proprietari. Tocmai acest acord de asociere. În baza acestui acord de asociere, într-o scară sunt 20 de apartamente, clasic vorbind, da. După aceea mai puține. 15 plătesc, 5 sunt restanțieri. Dacă sunt 5 restanțieri, 4-5 luni la rând, aceștia nu plătesc absolut nimic. Dar din banii celorlalți 15 sunt reținuți de la, nu ajung la furnizorul de bază, la termoficare, și se plătesc și pentru cei 5 salariile, obligațiile bugetare, lumina pe casa scării, gazele care sunt la comun, pentru că atât CEZ-ul, cât și furnizorul de energie electrică, cât și furnizorul de gaze naturale, pentru prima lună de neplată, nu au penalități, nu au nimic. Vin și ridică contorul, plătind după aceea proprietarii debranșarea și rebranșarea. Și atunci toate restanțele se duc către furnizorul care calculează penalități, regia de termoficare, cum este la noi, sau compania de apă. Deci să nu mai spună lumea că cei de la termoficare sunt răi. Da. I-au tolerat până... I-au tolerat și penalitățile nu mai sunt mari. Ei sunt 0,03. Au coborât, Da. Dar nu știu, la ceilalți furnizori au crescut la companie și compania și de apă salubritate. Și salubritatea sunt tot în zona, 0,304. Da. Și dacă în baza acestui acord de asociere noi 15 am plătit și avem datorii zero la asociație, dar noi ca asociație avem datorii la furnizorul de bază, la regia de termoficare, pentru că prin acord de asociere ne-am dat acest acord, ca să mă repet, ceea ce nu-i bine, și permitem să se ia din bani noștri și nu ajung la... La fel și aici, dacă avem o lucrare de reparație și n-au, mai sunt 3 restanțieri care sunt restanțieri veșnici la asociație și nu au dat banii și constructorul spune, nu vă finalizez lucrarea dacă nu dați toată valoarea lucrării. Și atunci comitetul executiv poate la această decizie să împrumute din fondul de reparație al asociației să finalizeze această lucrare, urmând ca să-l completeze după aceea să pună banii la loc, acolo de unde i-au împrumutat.
Aici e o discuție, că să ne ceară nou acordul, că suntem proprietari. De acord, dar de ce ați mai ales un comitet executiv? Să decide pentru situațiile de urgență, pentru situațiile dificile, că situațiile obișnuite care curg frumos calendaristic se pot rezolva. Dar una urgentă care presupune, vine sezonul de ploi, vine iarna, astea sunt lucrări care se fac. Hidroizolația cu material din acela, așa zisul carton, cum s-o numi acum, bitum, asfalt bituminos, nu știu cum, toate felurile are denumiri, care se realizează la anumită temperatură și trebuie încălzit. Nu se poate face iarna. Niciun caz această lucrare nu se face iarna. Toate lucrările de reparații se fac acum, pe perioada de vară. Da. Sigur că da, pentru că... Ce nu am întrebat eu, se plătește fondul de reparații pe timpul întregului an sau numai o anumită perioadă? La noi, în asociație, se reține pe toată perioada anului, deoarece este suma mică. La alte asociații, unde au sumă mai mare, se reține doar pe perioada verii pentru a nu încărca pe perioada iernii. Noi am ales să fie o sumă mai mică și să se rețină pe toată perioada. Se plătește, deci, în toate cele 12 luni, acești 5 lei, sau cum zicea dumneavoastră, că aveți. Suma fixă de 5. Dar sunt asociații care preferă decât pe perioada de vară, pentru că iarna sunt, într-adevăr, facturile mai mari. Da. Mai mari. Cum ați întâlnit domnul Pătrulescu pe la asociații? Și. Dar regula generală, că pe perioada de vară, când nu există factură la termoficare, energie termică în speță, se constituie aceste fonduri. Se poate pune o sumă mai mare, mă gândesc. Da, cu greu, să știți că sunt mari probleme. Cu greu se pot trece la vot sume mai mari. Cam asta e regula, 5, maxim 10. Dar avem și asociații care nici măcar nu au acest fond. Există și asociații care nu vor să constituie fondul de reparații sub nicio formă. Nici fond de rulment, că spun că noi achităm lunar, nu ne trebuie nouă să constituim. Sunt. Da, că am zis fondul de rulment. Haideți să facem o comparație cu fondul de reparații cu fondul de rulment. Ce este fondul de rulment? Că proprietarii se mai încurcă uneori și tot la dumneavoastră auzeam, fondul de reparații este al apartamentului, fondul de rulment este al proprietarului. Exact. De ce spunem așa? Spunem așa dacă într-un bloc un proprietar din multe motive nu vrea să mai fie proprietar sau fortuit mai este proprietar, fie vinde, fie ajunge la un partaj, fie ajunge la o succesiune, din mai multe motive și nu mai este proprietar de mâine, dacă are un fond de rulment constituit, asociația îi va restitui acel fond de rulment constituit, evidențiat în fondul de registru de adică fond de rulment. Adică pleacă proprietarul, își ia banii și ia fondul de rulment după el. Dar nu își poate lua fondul de reparații după el. Pentru că el a stat acolo. În timp cât a stat acolo, apartamentului a parcurs etapele de timp în care s-a uzat, a îmbătrânit componentele și regula este cu conducte de apă rece, apă caldă menajeră și de evacuare, de resturi, mai puțin de resturi menajere, vorbind acolo numai la blocurile turn, unde au acea evacuare pentru bocan. Și s-a uzat, fiind și el acolo. Urmează să fac o reparație mâine. Mâine vin eu, cumpăr apartamentul și vin eu proprietar. Eu nu stau acolo să pătez mâine, că blocul s-a uzat până ieri, până să vin eu aici. Atunci fondul lui de reparații constituit rămâne aici. Dar fondul de rulment și pleacă. Și noul proprietar vine și începe și el să plătească la fondul de reparații. Vine și își constituie și el la rândul lui fond de reparații, da. Se supune regulă. Se înfregește și pe cel de rulment. Și pe cel de rulment. Exact. Bine, acolo nu mai există. Pleacă de la zero și își constituie, da. De la zero. Dar mai există un fondul special. Acești bani de unde provin și ajung în acest fond și la ce pot fi folosiți acești bani? Păi, fond special... De aici o să dăm un exemplu pe care știți și dumneavoastră. Este vorba de asociația de pe râului, care au niște bani constituiți într-un fond special. Ei vor să facă o anvelopare a blocului respectiv, dar din păcate au nevoie de niște autorizații. Dar care autorizație este foarte mare? Mai scumpă mare decât costurile pentru aceste, pentru anvelopare și bat pasul pe loc. Îl putem numi fond special, dar eu nu risc să-i spun fond special, pentru că legiuitorul a spus orice sume provenite din închirierea părților comune care sunt accesorii ale proprietății apartament se folosește pentru reparații, adică se transformă în fond de reparații.
Adică și dacă am o antenă pe bloc, dacă am închiriat o uscătorie, eu știu de unde mai pot ei să... Dacă am o casă a scării făcută pe un proiect mai vechi, unde este un spațiu mai mare și nu-mi trebuie atât și poate am compartimentat-o și am făcut acolo o cameră de nu știu cât, pot să o închiriez cuiva să facă un depozit, să deschidă un chioșc și atunci voi încasa o chirie. Chiria se transformă în fond de reparații. Nu se folosește la altceva, nu se distribuie proprietarilor, nu se folosește la cheltuielile administrative, nu se dau prime, nu se dau salarii. Avem, doamna Ungureanu, astfel de fonduri speciale? Nu avem fonduri speciale provenite din antene sau spații închiriate, din care să provină acești bani, însă blocul în care avem sediul asociației percepe o chirie lunară asociației, care se transformă în acest fond special. Proprietarii, având fișa lunară cu acești bani, pot ridica banii pentru reparații ale acoperișului, reparații în cadrul subsolului, schimbări de coloane. Bine, am întrebat dacă aveți fondul de rulment constituit. Îl avem și pe cel de rulment, da. Și aici cum este, se stabilește suma? Este aceeași sumă fixă de 5 lei. S-a stabilit în adunare să fie sume fixe. 5 lei reparația, 5 lei fond de rulment. Fondul de rulment este stabilit deja de legiuitor. Trebuie să ajungă. Este stabilit de legiuitor că fondul de rulment trebuie să fie pentru fiecare apartament dimensionat la valoarea cheltuielilor lunii cele mai scumpe dintr-un an. Ca regulă, luna ianuarie ar fi cu nota de plată, ca să zicem așa, cea mai mare, cu cota lunară stabilită pe lista de plată la luna ianuarie, și atunci, dacă la o cameră în luna ianuarie avem de plătit 400-300 de lei, fondul de rulment va avea această valoare. La 4 camere 600 sau 700, fondul de rulment va avea această valoare a lunii cele mai scumpe la întreținere. Așa, este stabilit de legiuitor. Exact, acesta. Așa se procedează și la noi în asociație. Este stabilit un plafon la fiecare apartament în parte. De exemplu, dacă un apartament are centrală, costă 100 de lei, se reține un fond de 100 de lei, iar când ajunge la suma aceasta se oprește. Garsonierele la 150, apartamentele cu două camere la 300 de lei, pentru că sunt mai mari costurile încălzirii pe perioada de iarnă. Și așa mai departe, cu 3, cu 4 camere se rețin sume mai mari. Când se ajunge la acest plafon, dacă adunarea generală, conform listelor de plată, hotărăște că nu este îndeajuns, se va reține până la plafonarea exactă a acestui fond. Adică putem să ajungem la o anumită sumă și ne oprim. Exact. Da. Nu mai reținem, exact. Ne raportăm la luna cea mai scumpă și dacă am ajuns la nivelul ei, n-ar rost să mai... Da. Nu e legal. Ce nu am întrebat, la ce se folosesc banii din fondul de rulment? Pentru plata anticipată a facturilor de la furnizori. Deci acest fond se rulează. Da, adică plătim la termoficare ca să nu mai calculeze mâine penalități și factura de luna viitoare nu va mai apărea cu penalități, să zicem, dacă nu avem un sold mare restant cu majoritatea. Pe acesta nu avem voie să-l punem într-un cont. Nu. Denumirea lui este de fond de rulment, se află în permanență mișcare. El vine și plătește anticipat. Spuneam că și pentru acesta se taie chitanță exact. Separat. Obligatoriu. Da. Poartă și acesta penalități? Articolul 49 din legea 230, că asociația poate stabili un sistem propriu de penalități pentru orice sumă cu titlu de restanță, zice legiuitorul. Dar dacă în adunarea generală nu s-a consemnat acest lucru în procesul verbal, atunci se aplică numai la, pentru că am avut discuții în instanță, zice, nu aveți prevedere clară că specială, că la fond de rulment și fond de reparații se aplică penalități. Nu ați trecut în registru, nu le puteți percepe. Că legiuitorul spune la orice sumă cu titlul de restanță între care intră și fond de rulment și fond de reparații. Dar am avut situație în care, pe o scară de bloc de pe plus 7, n-au vrut să dea decât doi proprietari suma stabilită și am dat în judecată la pachet pe toți proprietarii conform procesului verbal și conform legii și au fost obligați să plătească acest fond de... Dar, de exemplu, dacă din 20 de apartamente decât 10 plătesc, banii din acest fond de rulment merg pentru a plăti facturile acelor proprietari. Deci nu pentru, așa cum am văzut la fondul aici de reparație. Aici e o mare problemă cu departajarea lucrurilor. Ne ducem iarăși în definiția asociației, acordul de asociere, plătim factura așa cum este, total anticipat, ieri rămân restanțieri și pentru ei se calculează penalități.
N-avem deci plătesc cum. Deci pentru plătim. Toate cele 20 de aparate. Cât, atât cât este, dacă sunt numai 10 din 20, deja se plătește, nu știu dacă o acoperă. În sfârșit, sunt discuții. Dar pentru ceilalți care nu au constituit, se aplică penalități. Da. Haideți să concluzionăm. Deci fondul de reparații și fondul de rulment sunt obligatorii. Exact. Da. Fondul de reparații se ține într-un cont, poartă dobânzi, da. Fondul de rulment se rulează. Deci proprietarii n-ar... Este o plată anticipată a facturilor și proprietarii nu ar trebui să ridice semne de întrebare atunci când cei care îi reprezintă probabil în adunările, de fapt în adunările generale, pun această condiție, să constituim aceste două fonduri. Și ultimă concluzie, da? Fondul de rulment pleacă cu proprietarul, fondul de reparații rămâne cu apartamentul. Că sunt discuții pe această temă și a venit proprietari care au făcut cerere să spună care e dobânda la fondul de rulment, care e fondul de rulment constituit. Adică oamenii întreabă, dar trebuie să-i se răspundă, să-i se arate legea și nu e problemă. Dragii mei, sper că ați înțeles cum este, cum stă treaba cu fondul de reparații și fondul de rulment. Deci atunci când cei de la asociații solicită constituirea acestora, nu vă cer ceva nelegal. Este tot... în sprijinul dumneavoastră. Punem punct aici ediției de azi. Vă aștept joia viitoare cu noi subiecte și aștept totodată sesizări venite din partea dumneavoastră pe adresa de mail maria.cernatescu@rongdc.ro și aveți la dispoziție și pagina de Facebook Viața la Bloc. O seară bună, vă doresc în continuare!